Cea mai mare canotoare, Elisabeta Lipa, a vrut să fie educatoare. Înainte de Paște, Lipa a fost în juriu pentru studenții de la arhitectură. Lipa a jurizat proiectele studenților de la arhitectură care vor o Românie sustenabilă. O să învăț și pe canotori să recicleze, promite Lipa. Prezent și el la eveniment, Măruț a fost invitat de Lipa la canotaj. Chiar dacă n-am experiență, cred că Elisabeta Lipa ar face din mine un canotor cum nici prin cap nu mi-ar trece. Lipa vrea o barcă de medalii la Paris, unde deschiderea Jocurilor Olimpice va fi pe Sena. Eu sper, îmi doresc și sper. Avem copii minunați, buni. Cu 8 medalii olimpice de aur, Lipa e cea mai mare canotoare din istorie. Își dorea altceva când era mică. Nu știu de ce, dar asta mi-am dorit eu când am fost mică, să mă fac educatoare. Lipa duce dorul sărbătorilor de Paște în Bucovina natală. Cu greu iese din bucătărie și nu doar în Săptămâna Mare. Am gătit mult în pandemie, a fost pască, cozonaci, pâine am făcut, bineînțeles sarmale, răcitura.